bună ziua, doamnelor, bună ziua, domnilor. Deja am lăsat groapă. Am lăsat groapă numai pentru că știu ce o să urmez. Dragii mei, îmi cer scuze de la început, de la domniile voastre, pentru ce am să vă arăt în această prea frumoasă dimineață, dar știți cum e, nu mă pot abține. Sunt cu copilul meu, Amalia, acolo, Piața Volant. Da? Bunătăți vi le-am prezentat și voi continua să vi le prezint. Dar astăzi, dragii mei, vreau să vă prezint ceva bun. Amalia, hai cu mine, ai grijă la copăcii ăștia, da? Vii pe după copăcii, vezi că aici e un culoar, să nu te lovești că atâta fata are tata. Dragii mei, premieră la Suceava, tot în materie de mâncare, bunătăți, s-a deschis Bunelo, da? Fii atent, știi ce e Bunelo? Nu știi ce e la Bunelo, nu? Ești pregătită? Eu mi-am luat, cum se cheamă asta, zi? Mi-am luat aia de costumul de cumpărător. Fii atent, deci, intrăm într-un magazin care nu numai că aduce, și o să vedeți ce aduce la Suceava, dar aduce la Suceava o poveste. E vorba despre povestea asta. Haideți, domnule. Bună ziua! Bună ziua! Și atent aici, scandal. Hai că închidem poarta, că dacă nu închidem asta, s-ar putea să avem clienți. Domnul Nicolae Maro. Bună ziua. Cico, am zis bine? Bună ziua, da, bine ați venit. Am zis bine. Bine ați venit la Băcănia Bunelu din Suceava. Ați auzit, da? Băcănia Bunelu din Suceava. Despre asta este vorba, dragilor. Dar înainte de toate să auzim, azi cu inaugurare, domnișoară, să vede că e inaugurare. Aici a fost și o șampanie, dar a luat-o, că a zis că ne apucăm noi de prima dată de șampanie și nu o să mai putem vorbi cum trebuie. Domnul Maragico, de ce Băcănie și de ce la Suceava? Noi suntem producători, în primul rând, producători. Avem un mic abator și carmangerie la Brodena de Sus, în comuna Izvoarele Sucevei. Avem și brutăria noastră, avem și o păstrăvărie și atunci produsele noastre trebuie să le valorificați, valorificăm cumva. Și să avem. Ne-am gândit că cel mai indicat ar fi și bine să avem desfacerea în propriile magazine. Am înțeles. Domnul Mărăcicu, veniți din ce țară? Că ați spus că ați lucrat mult timp peste hotare și ați făcut cu toată familia o poveste interesantă la Brodina. Da. Fratele este plecat de foarte mulți ani în afară, lucrează în Anglia și din fericire de acolo bugetul nostru majoritar a fost din Anglia, direct, ca să spunem, și țara respectivă. Am lucrat și eu după, ne-am decis, zis, unul rămâne acolo, unul se întoarce în țară, inclusiv Teodora, nepoata, și Ștefăniță, nepotul, ne-au ajutat și suntem în echipă, practic, toți patru lucrăm cu dedicație și cu responsabilitate. Pentru Băcănie. Pentru Băcănie și pentru produsele noastre care le producem la Brodena de Sus. Să începem activitatea, domnul Maragico, o luăm de la care vi-s dragi, care sale dumneavoastră de să trebuiască să vină lumea să zică, aoleu, mâncă la tata. Îmi este destul de greu să vă spun care sunt preferatele mele, pentru că sunt cam multe. Am înțeles. Ziceți avem, acolo. Deci am pastrama de vită, și o să degustăm mai târziu. Eu pot să rămân aici. Salamul crud uscat, maturat, ușor picant. Asta? E o delicatesă. Babicu? Da, babicu. Oleu, cum arată mâncăraș Mihăieță. Continuați, că mă e așa. Salamul de vară. Tradițional de acum, din poveștile pe care le știm. Punem 100% carne, vită, porc, nu punem altceva, adică noi nu avem adaosul de 30 sau 40 sau nu știu cât la sută, sunt carne de porc, carne vită. Deci, se minune asta care stă atârnată aici și aia ce este, domnul Maragico? Nu, pe partea cealaltă cred că ai să o vezi mai bine, că aici îți bate lumina. A? E să vede? Da. Ce e asta așa, că e o bujuterie, ce și le... E ceva, nu știți dumneavoastră, chiar ce vă fac oamenii acolo. Stați un pic. Are emoții, ca să înțelegem, dragilor, domnul Maragico este un om care vorbește atât de frumos și atât de... Când nu se filmează, atât de plastic și atât de colorat, dar când se filmează... Brațul tradițional care îl avem e super bun, chiar o să degustăm și e super bun. La carne, aici avem proaspete. Aveți și dacă dorește. Mă întrebați, unul dintre preferatele mele e cărnațul picant. Mai tare, mai... Da, picant, nu, no, barbat, nu, no, facem glume în materie de picanterii. Avem... Cotlete, cefe, piept de porc, din ce văd. Și acolo cotlete. Dați-mi voie să mă duc să văd despre ce e vorba. Asta e de vită? Da, ai de vită, animale sunt achiziționate la noi la munte, acolo din zona Brodinei.
și asta e culoarea lor naturală. Carnea la munte este un pic mai roșiatică, mai zdravănă, așa, mai... Pâinea. Pâinea. Sigur, pâinea. Asta tot la dumneavoastră făcută acolo la Brâna? Tot la noi făcută la brutăria noastră. Vedeta noastră este pâinea rotundă, făcută pe lemne, pe jar. Așa și... Nu ne puteți chema pe cineva să vină să ne... ca să ne arate și după aia mergem... Aveți o doamnă care... Chemați-o pentru timp. Chemați-o pe doamnă. Uite ce are aici, domnul. Păstrăva fumat. Aici avem și păstrăvăria proprie și păstrăvul a fumat. Vedeta noastră din păstrăvărie avem cărnați de păstră. Mâncare arătați. Scuzați, vitrina urmează să fie pusă pe poziția ei. Să rămână. Curare s-a făcut că s-a putut. Și să rămână, doamnă. Am înțeles că sunteți singurul titular aici de... Momentan, da. Arătați-ne o pâine de aia de 600 de kilometri pătrați, care e vedeta... Ba, de supra pe cântar, ce atâta stăm la, facem o... Calitatea variază, dau pâine la alta, nu chiar... Așa? Nu... Da? Ziceți. Oricum, are chestii în program 100. Ia să vedem cum arată. Haideți că-s curiosul pe una coapă pe vatră, că a zis domnul Marăcicu că asta e vedeta acțiune. Ia uite ce. Magazinul lui Bunelu. Eu am crezut că dumneavoastră sunteți vedeta, dacă încolo nu... Pâinea și produsul lui Bunelu. Un kil 200. Mănânc din ea? Eu sunt ajutor. Mănânc din ea până... Ia, puneți aici, să văd care e un kil 200. Puneți pe bucată de hârtie ca să nu fie... Da. Corespunzător. Copilaș, dacă are un kil 200? Un kil 222. Un kil 222. Are un kil 222. M-ați lămurit ce să mai... Ce vă place dumneavoastră din ce produce domnul Mărășcu? Tot. Da, vă place tot, nu vă place tot. Tot că... Cost, calitate și prețurile sunt... La corespunzătoare. Da. Spuneți-mi drept acum, acum facem proba verități. Ce e asta care mi-ați arătat toată, ce că n-am știut nimic? Bucățica asta așa din... Zambona fumat. Zambona, când ți-am spus că nu ne pri... noi bărbații ne pricepi la dat din gură, doamnele sunt sfinte. Tot cu dumneavoastră trebuie să-mi arătați un pic și niște păstrăv, un pește afumat și un pic de cârnaț. Cârnaț de ce e la domnul Mărăcicu? Aoleu. Ia atent. Deci asta tot este... Vedeta, tot așa, să vedem că e lips. Nu vreau să prind unul cu toți. Prindeți cum știți dumneavoastră. Luați-i pe toți. Care a spus mâna, luăm. Ce să mai, nu mai ne uităm la el, că... Și deasupra aveți aici, domnul Mărăcicu, aveți cârnați. Cârnați de păstră. Stai, copilul, dă-te așa ca să facă doamna o prezentare corespunzătoare. Ăsta este... Un produs deosebit. La mari căutare în Băcăniile Bunelu. La noi, la Rădăuț. Se vinde, deci ca pâinea caldă, mai ceva ca pâinea caldă. Mai ceva ca bagheta? Ăsta? Da, cât e unul de ăsta? Păi, în funcție de cantitate. Cantitate. Și kilogramul cât e? 120 de lei. Kilogram. Da, își permite toată lumea să-și ia un pește. De exemplu, ăsta cât ar putea să fie? Ca să ai... cântăresc. De curiozitate, de să facem o curiozitate, să facem o curiozitate. O aroganță, cum se spune. Da, aveți toate hârtii din asta marcată, da, branduite. Da. Fii atent, are păstrăv, are și sacoșe, mă. Haide. De hermetic. Ia. Se poate închide hermetic. Ca să miroase sacoșe. Mă, dar zici că e farmacie aici, nu-i băcănie. Elegant. Ia, măi, copile, fii atent aici. Total general este 44. Da. Cât ar fi? 24 de lei, aproximativ. Deci 24 de lei, dragilor. Dar oricine își permite să mănânce un pește... Bun și de arătați-mi și un cărnaț ca să mă închideți, să-mi dați totală, cum se spune, că după care... Nu, nu mă arătați-mi, că mai împachetăm, după aia o să ni se facă rău, știți cum e. Dă-ți... Că e valabil și acolo sus aveți cărnăciori. Auleu, 500 de fire? Vă iau așa un fire. Două fire. Fii atent acolo, mă copilas, mă ți acolo. O, mâncare arătată. Deci... Dă-ți un pic mai în spate, că mă terorizez cu emoții. Am emoții mai mari ca tine, dacă îmi pesc. Miroasa păstrăv. Miroasa păstrăv, da. Și chiar e foarte, foarte bun. Gata, nu. Puneți în aia, că nu mai am făcut. M-am uitat prin buzunare. Na, mămică, tata ce astăzi, dacă vrei, dați-mi, că am găsit, dați-mi ața de la un păstrăv, dacă... Nu mă ața, eu mai glumesc, doamne ferește. Ce cu prăjiturile astea, că ne-ați zăpăcit de cap, le-ați spus aici și se uită lumea la ele de nu-l vine a crede? Da. Ce s-a cu asta? Astea sunt prăjituri care fac
parte din bucătăria noastră artizanală. Wow. Așa, tort cu bezea, cu blat normal. Wow. Așa, cu cremă de mascarpone, lămâie, cu fructe, căpșuni. Căpșuni felii sunt în interior. Am înțeles. Și cu fructe de ce aveți acolo deasupra? Aia e un fel coafine. De coafine. Și coafine. Asta da. Ce are bezea coafine? Ce e aia? Bezea coafine, nu? Sau cum ce tortuleții dânsul? Ce să fie ceva acolo? Ziceți că nu știu, nu mă pricep. Cunucă? Nu-i cunucă? Asta e doar cu mascarpone și cremă. Aoleu. Da, s-a terminat ziua de azi, nu mai, că nu e. Am văzut și extraordinar de delicioase și gustoase, tot așa cu cremă de mascarpone și vanilie și cu fructe de pădure, astea se vând primele. Ruladele? Ruladele, da. La ce preț e ruladica? 14 lei bucata. Of. Da, domnul Marocico, aici, trecem mai departe. Dacă nu v-ați, nu v-am dat tot. Am ajuns la vitrina cu borcane, deci zacuscă. Vedeta noastră și toată lumea cumpără și este foarte încântată, este zacusca de păstrăv. Păstrăvul e la mare căutare acolo, la dumneavoastră, da, la... Da, și avem păstrăvăria noastră și, din fericire, totul pleacă. Vă puteți permite. Pateu? Da. Pateu de porc. Pateu de porc. Friptură, da. De vită, ziceți friptură acolo. Friptură de vită, da. Tochitură. Și tochitură. Puteți scoate... Vedeta noastră tot... Nu, haide, dați-o la naiba. Numai vedete avem. Jumări de păstră. Deci vă rog frumos să degustați, dacă se poate jumări de păstră, noi așa ne-am dat și denumire, chiar merită, își merită numele. Cu toată rușina, nu mă pot abține, nu se poate. Deci, dragii mei, ca să vedeți aroganță la Brodina, domnul Marocico face din păstră jumări. A? Te-am convins, copilaș? Nu te-am convins încă. Să vedem dacă e bun. Poți să și mori mâncând așa ceva. Nu că să ce să cum câte așa ceva. Urmează să azi facem prețurile, având în vedere că inaugurarea peste două ore o să fie și prețurile afișate. Haide, spuneți mai departe cât cât deci, aici ce avem în vitrină, totul este produs la noi. Deci și la abator, produse de la abator Pateu, jumări de porc, tochitura la borcană am pus-o să arate bine, că așa mi se pare normal. Da, arată într-un mare fel. Are și carne. Păi să vede bine că, dacă îmi permiteți, numai atât e un pic așa. Uite aici. Duc, are și carne. Stați așa, mai acolo. Uite aici cum arată tot. Duc, are carne. E carne și un pic de untură. Asta o iei, o desfaci, o pui în farfurie și o mănânci cu mămăliguță și cu un... Și cu un ou, cu noi, nu? Și friptura, avem friptură de porc și friptură de vită, vă recomand cu mare drag. Avem și păstrăv marinat, având în vedere dacă avem păstrăvărie, e clară treaba. Căutăm să facem produse cât mai... Ne-ați dat total. Vă aici spus, avem este... produse de post, zacuscă de ciuperi, zacuscă de vinete, salată de fasole. Dom'le, ați făcut din păstrăv, ceva de vis. Ceva de vis. Vă mulțumim și vă așteptăm. Oamenii și-au transformat animal. Asta nu îl las de mână, îl țin până acasă. Au transformat tradiționalul porc din gospodăriile noastre în păstrăv și au făcut din păstrăv. Nu, trebuie să veniți, să vedeți, să gustați și după ce o să gustați, vă veți îndrăgosti și o să-mi spuneți și o să mă acuzați, o să mă înjurați, îmi spuneți: Chira, din cauza ta m-am abonat aici. Haideți să trecem mai departe. Ce sunt astea, domnul Marocico? Aici tot noi producem dulceață de afine, dulceață de merișoare și dulceață de mure. Deci fructele, afinele, credeți-mă, le avem nici 100 de metri distanță de... Pădure? Unde le cultivați? Deja sunt și afinele acolo, la munte, direct. Siropurile tradiționale, așa, sirop. Palinca de gutui, ceva, ce rămâne de după... Avem și producători, colaboratori. Domnul din Ardeal au o palincă super. Wow. Așa, aș recomanda o palincă de gutui. Asta chiar nu, asta chiar nu vede foarte multă lume. Palinca de gutui e foarte așa, e de pere, e rară. Și nu numai, da. Wow, palinca de gutui, într-adevăr, este... Acum 5 ani, când mai practicam și o sportul ăsta, era ceva extraordinar. Tot ce avem aici, pe peretele ăsta, la dumneavoastră, este din colaborări cu alți producători locali. Până aici a fost toate produsele. Până aici a fost domnul Marocico, de aici a producător local. Din România, dar avem și de județ cu colaboratorii noștri de la... Trufe?
Trufe este o firmă din Părtești, ceva de gen. Sau da, că acolo e plin de... zona... Wow, Tanola. Tanola, da. Dragii mei, de la Tanola sunt foarte, zic eu, tare. Da, aproape cei mai tari. Și gust și calitate. Dragii mei, gălbiori de pădure, credeți-mă, o delicatesă, amestec de legume. Nu-mi ziceți că astea sunt legume tocate și ambalate și amestecate. Hmm? Pentru gospodine care chiar doresc să pună gust în farfurie. Da, avem ingrediente, toate ingrediente naturale pentru cine vrea să facă o ciorbică, cumpără o carne, face o ciorbă, o friptură, totul să plece de aici cu sacoșa plină și cu... și cu gust. Da. Și cu gust. Da. Domnișoară, eu zic să închidem aici, nu de alta, dar deja lumea s-a adunat afară și nu glumesc. Lumea s-a adunat afară și nu glumesc. Dragii mei, îl felicit pe domnul Marocico că am curaj. Mulțumim, vă așteptăm și ne scuzați, mă scuzați cel puțin emoțiile. Pentru emoții? Nu există! Da. Emoțiile sunt sfinte. Au și miere, au și... Nu este o băcănie. Aici este un mic mol de produse alimentare. Credeți-mă. Ca să veniți la băcănia lui Bunelu din Opcini undeva vis-a-vis de Piața Volantă, că sunt parteneri ei, sunt producători și parteneri, sunt prieteni, trebuie să mâncați înainte acasă. Vă recomand cu drag. Altfel, credeți-mă, faceți și credit și nu plecați acasă decât cu trei sacoșe după domniile voastre. Dragilor, dacă nu credeți ce ați auzit din gura mea, veniți în Opcini. În Opcini vis-a-vis de Direcția Agricolă. Între OMV și Metru, pe partea cealaltă, n-aveți cum să ratați. Și aici aveți găsi niște produse care, poate, deja am lăsat groapă, mă gândesc cu groază la copiluțul meu care el, sărăcuțul, filmează și se uită. Tati, numai jumări de păstrări n-am mai mâncat, în rest, cred că le-am văzut pe toate până acum. Îi felicit pe acești oameni, aveți un singur lucru de făcut, să veniți să încercați, să mirosiți, să vă uitați și să cumpărați sau să criticați. E dreptul domniilor voastre. Eu vă rog să apreciați acest material sau să intrați pe comentarii și să vă spuneți părerea. De la Suceava, deja aveți de toate. Susținibile.